În urma discuției pe care domnul Codrin Ștefănescu a avut-o cu domnul Mircea Drăghici în weekend, domnul Mircea Drăghici a fost rugat să rămână în continuare în partid pentru a coordona campaniile electorale ale PSD-ului în acești 2 ani de zile, a acceptat, deci a renunțat la nominalizarea pentru Autoritatea Electorală Permanentă și toți apreciem asta în frunte cu mine. Și de asemenea, astăzi am votat să acordăm susținerea noastră pentru un om din interiorul AEP-ului, actualul secretar general de la autoritate, Mitulețu, domnul Mitulețu.